Domnul președinte, ne cam certați și nu știu de ce v-ați trezit așa prost de dimineață. Dacă nu vreți să discutăm asta la sfârșitul ședinței, nu e nicio problemă. Spuneți că nu doriți să discutăm. Dar la noi solicitarea asta, să știți că nu dezincriminează pe nimeni, nu spală niciun președinte de partid, nici de țară. Dacă aveți generozitatea să spuneți că o discutăm la sfârșit, procedura asta se închide și cred că e de bun simț să vreți și dumneavoastră să discutăm. Că avem un termen regulamentar și anume acela pe care îl știți la fel de bine ca și mine, în interiorul căruia va trebui discutată asta, că ne place, că nu ne place, asta e viața. Mulțumesc. Doamna senator, eu totuși respectuți v-aș atrage atenția că neavând de unde să știți cum m-am trezit eu azi dimineață, din rațiuni care țin de binele meu personal, n-aveți cum să aflați în ce stadiu mă trezesc eu dimineața. N-aș vrea să mai faceți aprecieri personale cu tot respectul. Deci v-aș ruga respectuos. Declarațiile publice au alte sesiuni. Domnul președinte, un timp puteți să aveți, nu indiferent că vorbiți cu cineva din opoziție. Eu așa mă gândesc. Eu n-am spus cum bărbați, mitocan, mai complicat. Dar aveți bun simț. Revin. Dar n-aș vrea să mai faceți aprecieri personale. Nu, lăsați circul pentru o altă discuție. Suntem totuși în prezența unor șefi de instituții și aș vrea să tratăm cu seriozitate. Chestiunea asta, cum am trezit eu... Deci, domnul Nicolae, dumneavoastră, dacă n-aveți bun simț, vă rog frumos să vă abțineți. Știți că nu mă implic. Dacă aveți bun simț, atunci mergeți mai departe și discutați de procedură, că mie le hamide de pe zi. Doamna senator, insultele și jignirile dumneavoastră sunt de un nivel atât de scăzut și într-un cadru atât de nepotrivit. Nu știu, puteți să găsiți un alt mediu care să vă fie familiar pentru asemenea comportamente. Eu totuși v-aș atrage atenția respectuos, că nu mi-am permis niciodată să fac aprecieri de natură personală în ceea ce vă privește și aș vrea să vă abțineți în ceea ce mă privește. Nu avem niciun fel de motive să facem aprecieri personale. Iar îndemnul la bun simț ar trebui să vi-l adresați dumneavoastră în oglindă dimineață. Dacă nu